Fix la ora 10, soneriile care în mod obișnuit marchează pauzele dintre ore au început să sune, anunțând producerea unui cutremur de mari proporții. Exercițiul tactic presupune și evacuarea elevilor din toate școlile din municipiu. Ne aflăm în fața școlii numărul 4, unde în acest moment copiii sunt ajutați de doamnele profesoare să iasă din sălile de clasă în curtea școlii, acolo unde, în cazul unei situații reale, ar fi în siguranță. Cei mici știau că este vorba despre o simulare, dar spun că s-ar comporta bine și în cazul unei situații reale. Ce se întâmplă aici, știi? Ce se întâmplă? Începe cu tumorul. Ți-a fost frică? Da? De ce ți-a fost frică? Dar îmi pare, mi-a frică așa de mult. Nu ți-e frică așa de mult? Nici mie. Nici mie. Știe? Nici mie nu e pită. Ce a fost aici? Era cutremur. Cutremur? Da. Cum reacționezi tu în caz de cutremur? Mă bat un baltă de pe un etapaia. Voi ne-am băgat sub vânt, vă dați seama. Și apoi ați ieșit afară? Da, am ieșit. Știi să reacționezi în caz de cutremur? Da, știu. Și acasă și peste tot. După 10 minute, elevii au revenit în sălile de clasă. Tot la școala numărul 4, mai exact în sala de sport, a fost amenajată o tabără de sinistrați, acolo unde voluntarii Crucii Roșii erau pregătiți să primească persoanele rămase fără adăpost. Noi ne-am preocupat împreună cu serviciul voluntar pentru situații de urgență al primăriei Giurgiu să amenajăm tabăra pentru sinistrați cu tot ce trebuie, paduri pliante, saltele. De asemenea, am adus alimente, produse de igienă personală, apă și trusă de prim ajutor pentru acordarea primului ajutor în caz de nevoie. În tabăra pentru situațiile de urgență au venit primarii mai multor comune din județ pentru a vedea cum trebuie să arate o tabără de sinistrați în caz de situații de urgență și ce trebuie să aibă în dotare. Dacă sunteți pregătiți pentru 20-30 de persoane, măcar fiecare comună, până când vin forțele de intervenție din municipiu sau din localitățile care n-au fost afectate, până se montează porturile, eu cred că în fiecare comună există un cămin cultural, o școală și să știți exact, să aveți din timp stabilit spațiu unde să cazați persoanele care sunt sinistrate, evacuate. Pentru ca operativitatea în cazul unui dezastru să crească, Crucea Roșie Giurgiu are în plan amenajarea unui punct de prim ajutor în fiecare comună. Acest lucru presupune instruirea unei familii din localitate care să fie disponibilă în permanență pentru acordarea primului ajutor. Prima familie cu astfel de atribuțiuni va fi una din satul Tomulești, unde va fi deschis primul punct de ajutor de care pot beneficia localnicii până la sosirea echipajelor specializate în acordarea primului ajutor.